Vom vorbi despre înțelepciunea în viața de căsătorie, în viața de familie. Așa că, atât pentru dumneavoastră, dragi miri, cât și pentru toată adunarea, pentru cei prezenți aici sau care vor fi prezenți, auzind, curioși, întrebând despre ce s-a întâmplat în locul acesta, Domnul să aducă zidire și binecuvântare tuturor. Așa cum am spus, vom vorbi despre înțelepciunea în viața de familie. După cum cunoaștem, Sfânta Scriptură ne cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie. Înțelepciunea este darul lui Dumnezeu, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, este o forță interioară deosebită, în a cărei înțelegi și detalii vom insista un pic mai târziu, dar pentru moment aș vrea să observăm că Domnul, Scriptura, Dumnezeu prin Scriptură, ne cere să manifestăm, să exersăm înțelepciune în relațiile interne ale familiei, în viața de căsătorie. Spre exemplu, în Vechiul Testament, în Cartea Proverbe, capitolul 24, cu versetul 3, stă scris: prin înțelepciune se înalță o casă. Desigur că nu e vorba aici de o clădire, o construcție. Cuvântul casă are sensul de familie, de căsnicie. De asemenea, în Proverbe, capitolul 9, versetul 1, ni se spune că înțelepciunea și-a zidit casa. Și e interesant cum a făcut-o. Și-a zidit casa tăind cei șapte stâlpi. Și-a tăiat cei șapte stâlpi. Biblia ne arată că Dumnezeu cere ca femeia, soția, să exerseze înțelepciune în viața de căsătorie. Tot în Cartea Proverbe, capitolul 14, cu versetul 1, scrie așa: femeia înțeleaptă își zidește casa. Femeia înțeleaptă își zidește casa. La baza unei familii sănătoase, prospere, a unei familii care se bucură de înțelegere, de unitate, de rânduială, se găsește o soție înțeleaptă. Așa că o îndemnăm pe mireasa noastră, pe Cati, să fie o femeie înțeleaptă. Desigur că Biblia dă pe față ce se întâmplă când în locul unei femei înțelepte s-a așezat o femeie fără minte. Nu e prezentă printre noi, zice în Scriptură. Femeia nebună dărâmă casa cu mâinile ei. Când e vorba de dărâmat, nu e nevoie să fie ajutat de nimeni. La dărâmat se pricepe oricine. Când e vorba de zidit, zidirea presupune efort. Și aici este exersarea înțelepciunii. De observat este că în Biblie, înțelepciunea, mai ales în Cartea Proverbe, înțelepciunea este personificată. Ea este personificată în chipul unei femei pe care Cartea Proverbe o numește Doamna Înțelepciune. Cuvântul înțelepciune este la genul feminin. Înțelepciunea este ia chipul unei doamne, Doamna Înțelepciune. Sigur că este un mesaj profund și subtil în același timp, adresat tuturor doamnelor. Luați chipul Doamnei Înțelepciune. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că și bărbatul trebuie să exerseze înțelepciune în viața de căsătorie. S-a citit astăzi: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Iată că, în aceeași măsură, și bărbatului, ca și soției, cuvântul lui Dumnezeu pune în față acest imperativ, această cerință. Exersați înțelepciune, manifestați înțelepciune. În Coloseni, capitolul 3, versetul 16, acestea sunt adunate și puse împreună printr-un îndemn foarte frumos. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi în toată înțelepciunea. Acum că am văzut că Scriptura ne cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie, vedem în al doilea rând să vedem cum putem defini înțelepciunea. Ce este înțelepciunea? Până la urmă, ce se exersă? Ce înțelegem prin înțelepciune? Înțelepciunea aș propune să fie înțeleasă ca fiind acea capacitate, acea putere, dar din partea lui Dumnezeu, în final, în temeiul căruia știi ce ai de făcut.
Înțelepciunea este capacitatea superioară de a înțelege lucrurile, de a judeca în profunzime sensul lucrurilor. E cumpătare, e prudență. Înțelepciunea e capacitatea de a privi în viitor, e arta de a lua decizii. Înțelepciunea e puterea de a făuri strategii. Înțelepciunea e puterea de a privi în perspectivă, de a anticipa viitorul și de a ști ce ai de făcut ca să obții viitorul pe care ți-l dorești. Înțelepciunea nu se suprapune și nu se confundă cu cunoștința. Cunoștința răspunde la întrebarea ce știe un om, în timp ce înțelepciunea răspunde la întrebarea ce știe să facă omul acela cu ce știe. Sunt oameni care se limitează doar la a ști, iar când e vorba la a folosi ce știu, aici sunt neputincioși. Înțelepciunea este darul lui Dumnezeu în baza căruia știi ce ai de făcut cu ceea ce știi. Dumnezeu te luminează să știi ce poți să faci cu ce știi. Înțelepciunea este definită în Scriptură și printr-o metaforă superbă. Metafora aceea e metafora semănatului. Biblia spune așa, ce seamănă omul, aceea culege. Și aici este definiția înțelepciunii. Trebuie să băgăm de seamă că natura secerișului depinde de natura semănatului. Și dimensiunea secerișului depinde de dimensiunea semănatului. Dacă omul își dorește să secere grâu din holdă, cam ce ar trebui să seamene ca să ia grâu? Grâu. Deci, pentru moment, îi se cere să renunțe la grâu cu viziunea, cu speranța, cu planul că în loc va lua mai mult grâu. Dacă dorește, să zicem, banii, la ce ar trebui să renunțe pentru moment? Orice investitor știe că dacă vrea să adune mai mulți bani, trebuie să investească mulți bani. Și un investitor priceput merge până acolo cu riscul încât se împrumută de la bancă, pentru că el zice cam așa, ăsta care are banii nu știe să facă ce știu să fac cu ei. Așa că îi voi lua de la el și îi voi investi, adică îi voi da mai departe. Dar nu o fac necontrolat. Și o fac un scop, ca să recoltez mai mult după. Acum, voi doi vă doriți să fiți fericiți. Pe principiul spus, cam la ce ar trebui să renunțați ca să fiți fericiți? Nu e așa că tocmai la fericire? Și dacă exemplificăm mai departe, tocmai aici este sensul înțelepciunii. E acea putere de a renunța, de a investi, de a planifica, de a dărui până la urmă, cu scopul de a se cera înapoi. Și asta este înțelepciunea. Desigur că ea, această înțelepciune, capătă forme. Ar mai trebui să precizăm aici că înțelepciunea în înțelesul Scripturii n-are de-a face cu componenta teoretică prea mult. Noi spunem că om înțelept e acela care nu știu câte vorbește, ce discurs ține, ce prelegeri în stare să facă. Deci nu e avută în vedere aici latura teoretică, filozofică, ăsta e înțelept că uite cât e știe. Ci mai degrabă e latura practică, cea ținută, cea care depinde de caracter. De aceea Scriptura spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Prin urmare, rădăcinile înțelepciunii le găsim în caracter, nu în teorie. Și acum, haideți să vedem cum se manifestă ea, practic, înțelepciunea, în viața de căsătorie. Sigur că aici sunt foarte multe domenii în care, de fapt, în toate domeniile vieții, absolut în toate domeniile vieții, înțelepciunea își are cuvântul. Dacă deschizi bine ochii, dacă te rogi lui Dumnezeu, îți va arăta specific ce înseamnă în situația ta de viață principiul ce sameni aceea culege. Să luăm câteva domenii. Întâi, domeniul relației cu Dumnezeu. Pentru o familie creștină, cum e familia voastră, Domnul să vă binecuvânteze, să purtați mai departe această mărturie și să mulțiți această mărturie pentru generațiile care vor veni, familia voastră este o familie cu frică de Dumnezeu. Cunosc pe părinții voștri de mai multă vreme. Într-o familie creștină, îngrijirea relației cu Dumnezeu este făcută din rațiuni de înțelepciune. Nu doar din rațiuni de, cum să spun, reflex.
Până la urmă, ești creștin, că ești creștin. Dar dincolo de natura noastră de creștin, înțelepciunea ne învață să trecem, cum să spun, dincolo de reflexe. Dincolo de cotidian. Efectiv, ni se cere să investim. Și investiția presupune sacrificiu. Întotdeauna este sacrificiu. În ce privește relația cu Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm mai întâi pe Dumnezeu. Dragă Elisei, dragă Cati, cine se roagă împreună, rămâne împreună. Rugați-vă lui Dumnezeu împreună. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Din rațiuni de înțelepciune să citiți Biblia. Din rațiuni de înțelepciune să vă implicați în lucrul lui Dumnezeu. Din rațiuni de înțelepciune să vă țineți de biserica lui Dumnezeu. Orice familie are nevoie de asta. Eu am învățat în vreme că mai mare nevoie are familia mea de biserică decât are biserica nevoie de familia mea. Asta este înțelepciune. Aud pe unii familiști zicând cam așa: noi acum trebuie să avem grijă de familia noastră. Ne-am căsătorit, vremurile sunt grele, trebuie să investim în relația noastră și să căutăm să avem timp de calitate. A apărut acest concept de timp de calitate. Și s-au gândit ei, tinerii căsătoriți, că cel mai bun timp de calitate ar fi duminică dimineața. După un mic dejun și apoi o cafea povestită, așa, până către ora 11-12, timp de calitate. După aceea ne vom duce la un restaurant, tot timp de calitate, iar în seara, după masa zilei, împreună cu alții ca noi, să amplificăm frumusețea timpului de calitate. Și așa s-a dus o duminică. S-au mai găsit și unii să spună că întâi familia și apoi biserica. Multă minte mai au și ăștia. Și timpul trece. Și în timp ce vrei să cultivi relația familiei, îți rup familia de izvorul vital, de unde și aș trage seva, de Dumnezeu și de comunitatea de credință. Și bați seamă cum încet, încet, în timp ce cauți să-ți întărești familia, îți pierzi familia. Am ajuns la concluzia că mai mare nevoie are familia mea de biserică, cel mai de calitate timp pe care îl pot da familiei mele duminică dimineața este să o aduc în biserică. Familia mea are nevoie de biserică. E adevărat, și biserica are nevoie de familie. Nu e o, cum să spun, aroganță din partea mea ca păstor de suflet să spun că familia are nevoie mai mare de biserică decât biserica de familie. Nu e aroganță la mijloc, e realitate. Asta e realitate. Că să fie limpede, fără familia mea, biserica merge înainte. Dar familia mea fără biserică se destramă. Și atunci înțelepciunea m-a învățat că dacă vreau să am sănătate, o familie sănătoasă, trainică, relații puternice, cheag în familie, închegare în familie, trebuie să o duc în biserică. Și asta e înțelepciune. Și asta nu se discută. Știi, acum nu sunt bine dispus. Hai să amânăm duminica viitoare. Asta nu se negociază. După cum fermierul care seamănă primăvara cartofii nu negociază. Îi are, nu-i are, îi pune în pământ. Se împrumută, cumpără, face rost. N-ai, nu contează, trebuie să pui. Și cum faci rost, de-i treaba ta. Astea sunt imperative. Și așa funcționează familia. Sigur, sunt și alte domenii, cu îngăduința dumneavoastră, ne vom referi la încă vreo două sau trei. Să luăm acest domeniu mai vast al vieții materiale. Cum se exprimă înțelepciunea în această dimensiune a existenței noastre? Ea capătă forma hărniciei. Înțelepciunea l-a învățat pe om că dacă dorește să aibă în cămară, trebuie să muncească cu hărnicie. Există un preț pentru toate. Să fiți harnici. Să fiți harnici. Domnul să vă binecuvânteze în privința aceasta. Adevărul este că aveți modele în jurul vostru, în familia voastră, și bunul Dumnezeu să vă ajute să amplificați, prin exemplu vostru,
aceste modele. Tot în dimensiunea aceasta a vieții materiale, înțelepciunea ne învață să fim cumpătați, să planificăm cu istețime și să fim cumpătați. Auziți ce scrie Proverbe 10 cu 16. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Și în altă parte, Proverbe 24 cu 27. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să îți zidești casa. Cât tâlc și adâncime în aceste cuvinte. Vezi-ți întâi de treburi afară. De că ce se întâmplă aici? E primăvară, e sezonul semănatului. Sezonul acesta are un început și un sfârșit. Dacă pierzi sezonul, pierzi recolta. Dar omul nostru spune, eu vreau casă. Și de vremea asta bună vreau să profit și să mă apuc să-mi zidesc casa. Lasă că o să seamăn pământul după aceea. A pierdut sezonul și acum în toiu verii se duce și el cu plugul să pună porumb și să pună ce se pune. Ca la toamnă, cu același gând ca și altora care au fost de primăvară în ugor, să aibă recoltă. Vă întreb, va avea? Nu va avea. Uitați lecția înțelepciunii. Ai nevoie de casă? Da, am nevoie. Vrei să ți-o zidești? Vreau. Ai pus bani deoparte pentru asta? Am pus. Dar uite ce. Amână asta. Întâi vezi-ți de treburi afară. Îngrijește-te de lucrul câmpului. Adică ai grijă că e un sezon pentru fiecare etapă a vieții. Cum am aduce asta în domeniul vieții, să zicem, cotidiene? Pe la vremea tinereții e făcut vreme de făcut școală. Avem niște prieteni și au un grup acolo, tot țară, lumea asta mare, și băieții aceia la oaltă au zis, auzi, noi vrem să facem bani. Erau de 18-19 ani, numai bunii de mergi la facultate. Deci, lasă școala în pace, noi vrem să facem bani. Uite, tata, taică-s-o și vărul-s-o și ceilalți, ce bani și cum fac. Mergem, lucrăm în construcții și facem bani. Unul dintre ei, băiat de-a plecat spre carte, a zis, eu totuși aș vrea să mă duc să fac școală. La care ceilalți au râs de el și au zis, tu nu vezi cu ce jong de mașină umbli tu? Noi deja după o vară de lucru avem mașină nouă. N-au zis ei cât au rămas datori să o aibă, dar o aveau. Timpul a trecut. Între timp, cel cu școala și-a finalizat cursurile și ironia vieții care se repetă în fiecare generație a făcut ca acesta care a terminat școala să devină șeful direct acestora care erau pe șantier. Ei continuau mai departe să pună pava și să facă o muncă de altfel onorabilă și binecuvântată de Dumnezeu, care trebuie să fie făcută. Dar interesant este că unii s-au trezit și au zis, și eu aș merge la liceu să-mi iau gat. Și eu aș începe facultatea. Și acum îl văd la 35 de ani, trudindu-se din greu să recupereze ce trebuie să facă 15 ani în urmă. Și îmi zice el, ce bine era dacă mă trezea cineva 15 ani înainte. Ăsta e textul. Vezi-ți întâi de lucru câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Asta este înțelepciunea. Că sunt lucruri care se fac la vremea lor și darul numit înțelepciune te face să știi când e ceasul potrivit pentru o anumită acțiune. Cereți Domnului această înțelepciune. Odată dată, din partea lui Dumnezeu, ea va rodi în viața unei familii și înaintarea va fi văzută. În dimensiunea cheltuielilor, că vedeți, banii se fac cu scopul de a se cheltui. Întrebarea este cum să ne gestionăm din punct de vedere financiar. Ce ne învață înțelepciunea în această dimensiune a vieții? Să nu uităm că trăim într-o societate de consum plină de tentații și de argumente că ai toate pricinile și rațiunile de pe fața pământului să cheltui mai mult decât câștigi. Înțelepciunea te învață invers. Niciodată, dragi miri, dragi Elisei, dragi Cati, să nu cheltuiți mai mult decât câștigați. Asta e înțelepciunea.
Am 100 de lei, nu cheltui 101. Și nici măcar 100. Dacă îmi dați voie, v-a sugera ceva. Noi suntem căsătoriți, cu ajutorul lui Dumnezeu, împlinim anul acesta 22 de ani de la nunta noastră. De la începutul căsniciei ne-a pus în față două reguli în zona financiară. 10% este partea Domnului. Am luat 10% și am făcut din ea dar pentru Dumnezeu. Păi nu erau bani de cheltuit, erau banii lui Dumnezeu. Și încă 10% economie. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Iei 10%, dai lui Dumnezeu, ziceți banii lui Dumnezeu și 10% bugetul de economii. O să zică cineva, dar eu câștig 1000, ce fac eu cu 100 la economie? Nu știu ce faci cu 100, dar fără 100 ai încurcat-o. Fără ea ai încurcat-o. Și dacă o ai, e mai bine decât dacă nu ai. Acum mă vei întreba, Elisei, dar cu 80% ce de făcut? Păi, dacă nu te-ai prins încă, spune-mi azi la nuntă. Pe mâna Lucati. Da, asta a fost în glumă. Ea este o femeie înțeleaptă și va îngriji bine. Și încă ceva. De la menoniții din nordul României, că e acolo în părțile Sucevei, o comunitate de menoniți, am învățat o vorbă frumoasă. Întâi mănâncă-ți, întâi câștigă-ți pâinea și apoi mănâncă-o. Deci nu cheltui pe datorie. Asta e tot înțelepciune. Sănătatea relației unei familii, pacea unei familii, depinde și de stabilitatea financiară a acelei familii. Iar aici înțelepciunea trebuie să spună cuvântul. Dacă se va întâmpla vreodată, să zicem, să aveți nevoie de un împrumut, îmi îngădui să spun ceva și despre asta? Păi nu era altfel decât da. Împrumut vom face, stimați familiști, pentru cheltuieli strategice. Niciodată pentru cheltuieli de strategice. Aud pe cineva acum vara asta, ce m-am luat din împrumut să merg în vacanță în Egipt. Câtă lipsă de minte să ai să faci una ca asta? Cum să te duci în vacanță pe împrumut? Nu se duce în vacanță pe împrumut, să fie clar. Acum ai greșit odată, te pocăiești, te îndrepți, în viață nu mai faci. Dacă o continui așa, vei deveni în curând rob și te vei certa cu nevasta ta pe care ai vrut să o încânți în vacanță. Ia-ți mare proșa. Împrumut facem pentru cheltuieli esențiale. În categoria cheltuielilor esențiale nu e de cumpărat mașina familiei. Nu iei mașină pe credit cu împrumuturi. Eu așa am învățat. Și dacă socotiți că e o lecție a înțelepciunii în vorba asta, da. Cumpărarea unei locuințe, o investiție care se multiplică, ceva care produce, asta este altă zonă. Dar nu pe împrumut. Iar când vă calculați bonitatea la bancă, stimați miri, mergeți acolo și întrebați banca cât ne dați. Și ei spun, dați hârtiile să vedem cât puteți plăti. Și ei zic, pot să iei, zicem, 100 de mii. Dar mi-e trebuie 150 de mii. Apoi mă duc la prietenii mei și le zic, nu dați și voi o semnătură pentru noi să-mi iau 150 de mii. Înțelepciunea pe prietenul vostru îl îndeamnă să refuze, zicând, nu te pune girant. Și pe voi, înțelepciunea vă învață să nu vă împrumutați mai mult decât puteți plăti. Și când v-a calculat banca bonitatea, dumneavoastră în rațiuni de înțelepciune să tăiați de pe listă 25%. Și o să vă spun argumentul. 10% sunt banii Domnului, banca nu știe de aia. 10% sunt la economii, nici de aia nu vrea să știe banca. Și 5% sunt banii voștri de buzunar. Înțelegeți? Și atunci te-ai împrumutat atât. Este înțelepciune. Faci așa, anul viitor ai înaintat, ai progresat, anul celălalt iară, și puterea de a înainta, de a împinge lucrurile, crește. Oportunitățile ies în față. Dumnezeu dă binecuvântare. Așa este înțelepciunea. Dar, având în vedere că au mai rămas câteva minute până când să avem momentul solemn al cununiei voastre în Domnul, îngăduiți-mi în partea finală a mesajului meu să subliniez câteva aspecte
forme de manifestare al înțelepciunii în relația dintre soți. Am văzut relația cu Dumnezeu, relația cu biserica, relația cu viața materială și acum, în final, relația soților între ei. S-a vorbit foarte frumos astăzi, fratele păstor Mircea Mureșan ne-a arătat despre cum viața nouă în Hristos se reflectă în relația dintre soți, cuvinte adânci, cuvinte din Scriptură. Voi reveni asupra acestei teme, sublinind că aici înțelepciunea ia forma iubirii. Înțelepciunea în viziunea seculară, iubirea în viziune seculară este definită așa, ca niște sentimente care vin și pleacă. Și de ce te desparți? Și că nu mai iubesc. Și cum adică nu mai iubești? Păi așa, nu mai iubesc. În viziune creștină nu există așa ceva. Iubirea este un legământ, nu o simțire. Păi te întreb ceva. Dacă te-ai făcut dator la bancă cu credit, acolo este semnat un contract. Dacă ești vesel sau bucuros, nu rămâi tot legat? Dacă ai bani de plată sau n-ai, nu tot în contract te afli? Păi cam așa e și aici. Dar vei zice, dar asta ce? Asta e robie! Și o să spun, nu e robie, asta e minte. Asta e înțelepciune. Nu mă iau după sentiment. Ce crezi? Că dacă ieși din căsătoria în care te consideri nefericit și intri în alta, o să-ți fie mai bine? Crezi tu asta. Crezi tu asta. După cum partea materială, unii zic, dacă iau de aici cu un prumut ca să dau din coace și dincolo ca să dau din coace și iar așa le acopăr, până la urmă se sfârșește lanțul. Și rușinea de la urmă e mai mare. În domeniul relației dintre soți, iubirea este o formă de exersare a înțelepciunii. Ea capătă forma respectului. Să vă respectați unul pe celălalt. Niciodată să nu vă criticați în public. Deci din rațiuni de înțelepciune. S-ar putea ca unul dintre soți, într-o situație de viață, să facă o greșeală. E posibil. Cea mai mare, sau cum să spun, cea mai neinspirată poziție este să corectezi în public. Soluția cea mai sigură, care minimalizează pagubele unei greșeli făcute în public de unul dintre soți, este tăcerea. Te faci că nu vezi, deși vezi bine. Dar ești singur. Și când ai ajuns acasă, doar tu cu el vorbești. Acolo nu mai de tăcut, acolo e de vorbit. Dar numai între voi doi. Este înțelepciune. Cât vi s-ar părea, stimate doamne, soții, de nedreptățit soțul dumneavoastră, din rațiuni de înțelepciune niciodată să nu-l apărați. Nu e nimic mai jignitor pentru un bărbat decât să-l apere nevasta. Și mai ales în comunitate. Lăsați-l. Apărați-l lăsându-l să lupte singur. Se va căli. Da. Apărați-l în rugăciunile dumneavoastră, dar nu sărind așa peste rând. Înțelepciunea ia forma comunicării, vorbiți între voi frumos, faceți-vă complimente unii altora și îngăduiți-mi în final încă un gând. Înțelepciunea ne învață că mai important, de mai mare importanță are relația cu soția, cu soțul, decât proiectele familiei. Dragă Elisei, stimați soți, știm, un bărbat are nevoie de proiecte. Trebuie să am ceva de făcut. Stimate domnișoare, cu băieții care n-au nimic de făcut, să nu vă măritați. Deci, sunteți pacoste. Un bărbat vizionar, puternic, are ceva de făcut. Are un vis, o viziune, un proiect. Încheie un proiect, începe alt proiect. El trăiește din proiecte, prin proiecte. Numai că aici este o ispită. Ispita să uiți de omul de lângă tine în timp ce ești acaparat de proiect. Proiect pe care de altfel l-ai dedicat soției tale și familiei tale. Și în timp ce construiești prin proiecte fericirea familiei tale, exact familia ta ți-o neglijezi. Odată consilind un cuplu în care s-a pomenit cuvântul divorț, soțul s-a speriat tare când soția a zis divorț, au cerut de repede ajutor și acolo la vorbă el, năucit de ce zicea ea,
A zis, draga mea, nu mai înțeleg nimic. Te iubesc cu tot sufletul meu și pentru familia noastră am muncit de dimineața și până seara. M-am dus, am alergat. Mi-a ajutat Dumnezeu, avem casă nouă, ai mașină nouă, avem tot ce ne trebuie. Ce mai lipsește? La care ea, frustrată, a luat cheile de la mașina cea nouă și le-a aruncat așa pe masă. Și a zis, dragul meu, ia-ți cheile și mașina. Vreau să-ți aduc aminte. Eu m-am măritat cu tine. Și atunci s-a trezit. Au hotărât să reînnoiască legământul căsătoriei. Deși aveau copii destul de mărișori, au hotărât să mai ceară de la Dumnezeu un copil, au primit un copil, mai venit încă unul după aceea. Și au copii, așa, unul 20 de ani și altul 3 ani. Dar au reînnoit familia. Și au înțeles că relația trebuie să fie pusă înaintea proiectelor. Unii în familiile lor sunt niște alergători singuratici. Domnul să vă binecuvânteze casa, dragi Elisei și Cate. Să vă dea acest dar numit înțelepciune. V-aș ruga frumos să reveniți asupra mesajului pe care vi l-a transmis unchiul vostru, acolo e Biblie. Viața nouă în Hristos. Și cu această particularitate, înțelepciunea, să o exersați. Și dacă cineva dintre noi se simte descoperit și zice în sine, ce aș vrea și eu să o am, dar nu am. Biblia dă la această nevoie un răspuns atât de clar și de simplu. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, și numai de aici se poate primi, când constați că noi, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără părere de rău. Dumnezeu să ne binecuvânteze familiile. Amin.